Bine v-am găsit la o nouă zi, o nouă aventură în piața cripto. Nu pot să spun că este bună pentru că avem parte de corecții și asta după ce Bitcoin aproape că a atins ieri 93.000 de dolari. În videoclipul acesta vreau să vă prezint oportunități noi și pe lângă asta vreau să vă prezint când s-ar putea termina această fază de creștere. Asta uitându-ne și făcând o analiză cu ce s-a întâmplat în martie, o să fie o analiză super interesantă, așa că rămâneți cu mine până la final. Înainte să începem, eu sunt Gabriel și dacă vă place ceea ce facem aici, puteți să sprijiniți acest video, m-ar ajuta tare mult printr-un like și printr-un comentariu. Vă mulțumesc în avans pentru acest lucru, și nu uitați de linkurile din descriere cu platformele pe care eu le folosesc, pentru că o să aveți parte de bonusuri dacă le folosiți. Haideți să vă arăt un exemplu: cu o campanie pe care am avut-o ieri, a durat doar câteva ore, cu 222 de tokeni NS care urmau să se lanseze astăzi pe Bybit. Acest token urma să se lanseze. Cine își făcea cont folosind acest link pe care l-am postat ieri, depunea minim 100 de USDT în câteva ore, de fapt în primele 7 zile, dacă nu mă înșel, ar fi primit 222 de token care în momentul acesta valorează undeva la 150 de dolari. Tocmai de asta ca să nu ratezi genul acesta de promoții. Alătură-te pe Twitter și în grupul de Telegram, linkurile le găsești în descriere. În momentul acesta este o campanie cu un bonus și o poziție de 500 de dolari, long sau short, în funcție de alegere. Dar când vor mai apărea și alte campanii, o să le postez. Încă ceva, oportunitate de a farma niște token gratuit, avem și pe Binance Launchpool. În data de 15 noiembrie până în 19, dacă nu mă înșel, o să putem să farmăm proiectul usual este un emitent decentralizat de stablecoin și practic tot ce trebuie să facem este să blocăm BNB și o să obținem acest token într-un mod gratuit, după ne primim BNB-ul înapoi. Dacă nu ai cont pe Binance, la fel găsești un link în descriere. Ok, acum haideți să vedem de ale noastre. Ideea care este? Stau și mă uit la acest indicator, indicele de teamă și lăcomie, care ne poate arăta într-o anumită măsură când ne apropiem de Top. Știți că vă spuneam și vă spun și acum, în momentul în care noi suntem în această zonă, în care ne aflăm în momentul acesta, în zona de lăcomie extremă, este destul de bine, foarte indicat, chiar dacă acest sfat nu reprezintă un sfat financiar, vă spun cum gândesc eu și care este părerea mea, este destul de bine să încercăm să scoatem niște profit. De unde este cazul? Nu zic neapărat să vindem pe minus unde chiar nu avem profit. Dar ideea care este? Vreau să ne uităm să vă arăt ce s-a întâmplat în martie, cât a mai durat până când am atins topul sau cum a evoluat de fapt piața după ce noi am atins această zonă. Puteți observa chiar aici. În data de 28 februarie, acest indice atingea nivelul de 80 și marca lăcomie extremă în piață. Aceste perioade ne indică oarecum topul, și putem observa că le nu țin foarte mult. A durat până în data de 12 aprilie, până când am pierdut zona aceasta de lăcomie extremă și după piața a luat-o numai în jos. În continuare vreau să vă arăt exact pe grafic ca să înțelegeți mult mai bine cum au arătat lucrurile, o să ne uităm pe Bitcoin și pe Total 3. Începem prima dată cu Total 3 pentru că asta ne interesează pe noi, ne interesează alcoinurile. Deci asta este perioada când am intrat în zona de lăcomie și să țineți cont că înainte am mai avut parte de creșteri, Vedeți, tot al 3 a fost tot în creștere. Dar aici parcă am avut creșterea cea mai accentuată în momentul în care am intrat în zona de lăcomie. Deci din 20 februarie, de când am intrat în zona de lăcomie extremă, vedeți, a crescut în 16 zile total 3, adică toate alcoinurile, fără Bitcoin și fără Ethereum, 35%. Asta în 16 zile. Și după am avut parte de o decădere, mergea puțin în lateral până când am intrat clar într-un trend descendent. Am atins stopul destul de rapid, după a mai fost atins odată. Și uitați-vă cât timp a durat această perioadă de de lăcomie extremă. A durat 43 de zile. Deci a fost o perioadă în care cei care au luat profituri nu au făcut deloc rău. Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat după cu piața, unde s-a dus. Despre asta este vorba. Încerc să spun că aceste perioade de lăcomie extremă nu țin foarte mult. Se întâmplă uneori să aștepți poate un an să ai parte de o perioadă de genul acesta și tocmai de asta. Să aveți în vedere. Dacă aveți profit pe anumite monede, încercați să scoateți 5%, 10%, 20%, cât poate fiecare. Nu să vindeți absolut tot bagajul pe care l-ați acumulat, dar în contextul în care o să avem parte de o corecție, trebuie să avem capital pregătit pentru a putea acumula. Eu nu așa văd situația și de asta vă spun și vouă acest lucru, ca să nu existe după unii oameni care să spună că nu ți-am spus asta. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Bitcoin. Bitcoin la fel, până să ajungem în zona de lăcomie extremă, la fel a avut parte de creșteri și după a atins topul. De la 61.000 de dolari, în doar câteva zile, de fapt a fost în ziua aceasta, chiar 56, de la 56.000 de dolari, a crescut la fel în 16 zile, a atins topul, exact cum s-a întâmplat și pe total 3, cu o creștere de 27% în 16 zile. După la fel, a atins topul, merge în lateral, merge în lateral și după apare corecția timp de luni de zile, în care piața nu face nimic. Cât am așteptat de aici, de când prețul a scăzut să revină la același nivel, am așteptat 201 zile. Tocmai de asta menționez asta și mi se pare un lucru foarte important și nu știu dacă mulți oameni menționează asta, dar totuși trebuie prudență și mai ales în perioada aceasta în care vezi că toate monedele cresc. Nu trebuie să te arunci înainte și să cumperi, să crezi că tu ai pierdut trenul. Trenul a plecat, dar credem că poate o să mai vină pe parcursul anului sau pe parcursul unui anumit timp o să vină în gară de nu știu câte ori. Tu doar trebuie să-l aștepți și să nu te grăbești, pentru că, cum am mai spus, el o să vină, deci să nu vă faceți probleme de asta. Ai ratat o monedă, nu este nicio problemă, te poți uita către alte monede. Și acum revenim din nou la total 3. Cei care vă uitați la videoclipurile mele de mai mult timp și sunt convins că sunt mulți dintre voi care urmăriți destul de des videoclipurile mele pentru că mi-arată în afișările YouTube că peste 50% din oamenii care se uită la mine sunt abonați la canal și sunt abonați care vizionează recurent. Ce vă spuneam în momentul acesta, undeva prin septembrie-octombrie, că tot al treia a făcut breakout la această linie de trend, aveam un pattern falling wedge și vă spuneam că targetul potențial este în zona de sus. Unde a ajuns total 3 după ce s-a întâmplat asta? Chiar în targetul nostru, de unde pare că are o mică corecție. Dacă piața o să continue în direcția aceasta și o să rămânem în zona de lăcomie extremă, cred eu că avem șanse destul de bune să depășim această zonă de rezistență care ne pune probleme de câteva zile și să vedem prețuri mai bune și pe alcoinuri. Dar repet, acesta este doar începutul. Știți și voi, după 16 zile a fost ultima dată să ating topul, nu înseamnă că 100% și de data asta se va întâmpla la fel, dar nu durează foarte mult timp să se atingă topul. Asta, conform ultimei date pe care am analizat-o din istorie, nu înseamnă că 100% se va întâmpla așa, dar este o posibilitate, o probabilitate despre care discutăm. Nu este o certitudine. Să țineți cont și de acest lucru. Deci tocmai de asta... Așa ca un mic rezumat, dacă avem profit, putem să luăm în considerare să scoatem o parte din el. Ar fi un lucru destul de bun să ne asigurăm lichiditate pentru următorul dam care o să vină, pentru că nu are cum să meargă ceva numai în sus. Deci uitați-vă cum a fost total trei din 6 noiembrie, undeva la alegeri. Am avut doar zile verzi, zile verzi, n-am avut nici măcar o lumânare roșie, până acum 3 zile. Deci nu are cum să meargă ceva în sus fără să mai și scadă, nu este sănătos acest lucru. Vrei să vezi că avem parte de o creștere, după poate o mișcare în lateral și după o altă creștere, cam asta se întâmplă în bull market. Te aștepți ca prețul să crească mai mult decât scade și invers te aștepți în bear market, exact cum se întâmplă aici. Avem parte de o scădere, prețul merge în lateral, după o altă scădere, prețul merge în lateral și o altă scădere și așa mai departe. Dar în momentul acesta, structura noastră s-a schimbat. Nu ne mai aflăm într-un trend descendent pe alcoinuri, ne aflăm într-un trend ascendent. Se vede clar cât de bine respectă trendul de aici din 6 august. O singură dată am avut o deviație în jos pe alcoinuri și după alcoinurile au revenit destul de rapid și uitați-vă cât de departe se află de zona noastră de trend ascendent pe care a început-o în 6 august. Per total lucrurile arată foarte bine și pot evolua bine și în continuare doar ce am intrat în această zonă de lăcomie extremă, dar totuși să țineți cont de profituri, unde există posibilitatea. Dacă nu există posibilitatea, stăm și așteptăm. Vă mulțumesc încă o dată că ați rămas până la final. Sper că acest videoclip v-a ajutat. Dacă v-a ajutat, spunem, te rog asta într-un comentariu ca să știu că v-a ajutat. Pentru mine înseamnă mult acest lucru. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru apăsând pe butonul Join. După ce apăsați pe butonul Join, o să vedeți exact care sunt beneficiile pentru fiecare nivel în parte. Eu am fost Gabriel. Vă mulțumesc încă o dată că ați rămas cu mine și noi ne auzim cel mai probabil mâine. Vă salut